interviurile Radio România Musical. Bun găsit, sunt Cristina Comandașu și în această seară l-avem invitat la interviurile Radio România Musical pe Alexandru Tomescu. Nu cred că mai este necesar să-i facem o prezentare lui Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai cunoscuți și valoroși muzicieni români din zona clasică. Vă amintesc doar că ne puteți asculta la radio, dar ne și puteți vedea pe site-ul romaniamuzical.ro, unde aveți șansa de a vedea cum se realizează o emisiune radio live, cu tot cu acele comentarii care în mod normal nu se aud la radio. Puteți intra în contact cu noi prin rețeaua Facebook, unde așteptăm întrebările și mesajele dumneavoastră pentru Alexandru Tomescu, specific pe wall-ul contului Radio România Muzical. Acestea fiind spuse, bine ai venit, Alexandru Tomescu, în studioul Radio România Muzical. Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur mult că te afli aici în studio alături de noi. Sigur că această emisiune este prilejuită de evenimentul care a avut loc vineri, un concert al tău pe scena Sălii Radio, primul tău concert după un an de absență pe scena Sălii Radio. I-am zis că este un an sabatic, dar tu înainte de a începe această emisiune spuneai că n-a fost tocmai un an sabatic. Da, mă rog, un an sabatic, prin ceea ce se înțelege în deopște prin un an sabatic, e cumva diferit față de ce am făcut eu anul trecut, și anume foarte multe alte concerte, foarte multe alte proiecte. Am vrut să explorez și alte zone ale personalității mele în perioada respectivă. Și, într-adevăr, după o pauză, descoperi altfel oamenii care am redescoperit realmente orchestra cu plăcere uriașă. Mi-am dat seama cât de mult au lipsit, mi-am dat seama cât de dragi sunt acești oameni și rezultatul cred că s-a și auzit în concertul de vineri seara. A fost mai mult decât muzica acolo, fiindcă realmente cu toții am pus foarte mult suflet în tot ceea ce am făcut. Și s-a simțit, s-a auzit. Ei, s-a mai auzit ceva, mie mi-a plăcut foarte mult momentul bisului și cu micul tău speech de atunci, referitor la prietenie și la bucuria de a reveni pe scena Sălii Radio, și cred că nu întâmplător a fost aleasă ca bis o lucrare de Bach, cea pe care vă și invit să o ascultați în minutele următoare. Aceasta a fost Giga din partita a treia de Johann Sebastian Bach, bisul care a putut fi ascultat vineri pe 14 februarie la Sala Radio în interpretarea lui Alexandru Tomescu, invitatul interviurilor Radio România Muzical de astăzi. Vă reamintesc că ne auziți live la radio, dar ne și puteți vedea live audio-video pe site-ul Radio România Muzical și puteți intra în contact cu noi prin rețeaua Facebook pe contul Radio România Muzical. Alexandru Tomescu, chiar mă întrebam, în timp ce te vedeam așa cum ascultai această muzică, ce simte un interpret când își ascultă propria interpretare înregistrată? Da, este o senzație puțin stranie, fiindcă exact în același fel în care noi înșine, când ne auzim vocea înregistrată, aproape că nu ne o recunoaștem, la fel și un interpret percepe altfel muzica înregistrată, interpretată de el însuși, fiindcă
evident că timpul curge altfel atunci când chiar tu însuți creezi muzica aceea, o interpretezi acolo, și cu atât mai mult timpul curge altfel într-un concert. Este cu totul altă temperatura la care ajungi, nu doar tu interpretul, ci și publicul. Zice că s-a auzit foarte bine. Senzația mea este că Viora Stradivarius realmente a început să se deschidă, a început să-și lărgească această paletă coloristică, această paletă sonoră, și este realmente o plăcere să poți cânta un astfel de concert cum a fost Haciaturianu, pe o vioară atât de bună, în compania unor oameni atât pe care îi simți atât de aproape de tine, și un dirijor ca Tiberiu Soare. Și pentru mine a fost o seară perfectă. Alegerea acestui concert ți-a aparținut pentru că și Tiberiu Soare se declara un fan al lui Haciaturianu? Da, este un compozitor care se cântă, din păcate, mai rar decât ar merita. În România, mă refer aici, că străinătate este prezent foarte frecvent pe afișele sedilor de concerte. Este o muzică, este extrem de accesibilă, foarte un post-romantic, în adevăratul sens al cuvântului, acele teme nemuritoare, multe dintre ele de inspirație folclorică, ci nu mai am nevoie de niciun fel de traducere, de explicație, de măsurare. Pur și simplu merg direct la inima ta. Cred că l-am cântat pentru prima dată la București, relativ recent, în urmă cu 6 sau 7 ani de zile. Și atunci când am văzut, și eu și Tiberiu am văzut că data acestui concert pică exact în 14 februarie, ziua îndrăgostiților, am gândit că era într-adevăr cea mai potrivită alegere. Sigur că și partea a doua a concertului, acea suită superbă a lui Prokofiev, Romeo și Julieta, a venit să întregească la modul ideal toată această seară muzicală. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult acest concert și mi s-a părut că a creat o bornă, așa, dacă vrei, în viața ta artistică, pentru că mie mi s-a părut că ai revenit altfel, în sensul bun al cuvântului. E așa sau nu e așa? Să știi că pentru mine fiecare concert pe care îl cânt, următorul meu concert va fi o nouă bornă în viața mea. Deci nu există concerte mai importante sau mai puțin importante, indiferent de anvergura lor, de expunerea lor, de compania în care cânți, fiindcă este vorba despre actul artistic, nu de a comunica ceva în toată puritatea lui. Conceptul de vinerea trecută mi-a arătat, în primul rând mi-a arătat mie însumi, de fapt, cât de legat sunt sufletește de acești oameni minunați din Orchestra Națională Radio. Am simțit realmente cât de deschiși au fost și cât de frumos au cântat, realmente. Deci chiar este un concert care oferă foarte multe posibilități de expresie orchestrei, deci nu este genul de un Paganini, unde orchestra mai mult e un fel de orchestră de acompaniament, de operă. Și Haciaturianu a fost foarte generos, a dat partituri solo pentru partida de violă, pentru violoncel, pentru suflători. Deci realmente am avut un dialog și eu zic că acesta a spus mai mult decât orice alte cuvinte și a vrut să le spun colegilor mei din orchestră atunci când m-am întors. În anul acesta care a trecut au fost mai multe proiecte importante pentru tine. Aș vrea să ne vorbești puțin despre ce consider că a fost mai important în anul care a trecut. Doamne, da, că să fac așa subțint un bilanț sau o trecere în revistă. Sigur că cele mai vizibile proiecte au fost turneul Stradivarius, în care am făcut cântat integral a sonatelor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach. A fost, cred eu, cel mai lung concert pe care l-am prezentat eu vreodată. Când? 2 ore și jumătate, 2 ore 40, fără pauză, fără nici o pauză. Dar chiar un tur de forță, cum ai rezistat? Am optat, nu tocmai nu e o chestiune de rezistență, ci e o chestiune de intrare într-o anumită stare, cumva cam ca la maraton. Sigur că e și o probă de rezistență, este adevărat. Dar odată ce intri în acea stare pe care ți-o induce muzica lui Bach, de nu mai contează că sunt 2 ore, 5 ore, 9 ore, și de fiecare dată această stare este transmis și publicul. Adică publicul, am simțit mereu că ar fi vrut ca Bach poate să fi scris nu 6, nu doar 6 sonate, 7, poate 8. Și cred că am fi avut cu toți energie să fi stat mult în continuare.
să ascultăm și respectiv să cânt. Da, în mod expres, de fiecare dată și când am făcut integrala Isaiei și când am făcut integrala Paganini, nu am vrut să rup această curgere a muzicii, nu am părăsit scena deloc, tocmai pentru a construi această stare de tensiune muzicală care este pe scenă, o tensiune care nu se construiește așa cu una, cu două, și pe care o pauză întotdeauna o întrerupe. Este un efort cel puțin la fel de mare, tocmai pentru a reîncălzire, aduce publicul la acea temperatură de trăire muzicală. Iar în clipa în care ai resursele, ai energia să nu faci pauză, să nu faci întrerupere, atunci temperatura tinge foarte, foarte, foarte înalte. A fost, cred că, integrala care mi este cea mai dragă, fără îndoială, Johann Sebastian Bach. În curând va urma și compact discul. Peste vară am cântat din nou în sala Walt Disney de la Filarmonicii din Los Angeles. Am avut acolo un concert foarte, foarte frumos. Cu cine ai cântat? Orchestră de elită, știu, muzicieni toți câștigători de premii internaționale, Ipalpiti se numește, și am cântat, fiind un an aniversar, am cântat o fantezie pe teme din opera Carmen de Bizet. Un turneu foarte colorat, interesant, împreună cu un bun prieten de peste 15, poate chiar aproape 20 de ani, cu Pavel Sporț, cu vioara lui albastră, ocazie cu care vioara construită de Silvian Rusu a îmbrăcat straie noi și a devenit verde. A fost un an în care chiar am fost foarte, foarte activ, am avut foarte mult de călătorit, de lucrat, și realmente simt că am mai făcut încă un pas către această devenire artistică a mea, o devenire care nu are un capăt vizibil. Cred că pentru orice artist acesta este o căutare perpetuă. Și slavă Domnului, avem o viață întreagă pentru a căuta. Așa este. Eu aș reveni la muzică, am ales din concertul care a fost vineri seara, în 14 februarie, partea a doua din concertul de Aram Haciaturie. Cam 6 minute, am zis eu. Este să mă uit pe telefon, că nici nu mai știu sigur ce am făcut în decembrie, dar aminte ce am făcut tot anul 2013. Mai ducem aici obiecte interzise. Așa, acum pe internet se aude și ce vorbim noi acum? Da. Suntem descoperiți. Uite, suntem sinceri. Așa este. Uite, am fost în Corea, doamne. Stai, că vorbim și despre Corea. Stai, că aici am acum. Acum ți-am pregătit să știu un mini-chestionar. Am fost la Vașov, ia stai, este că te simt și notez. Cantonamente. Mă zic, că asta. Ce este? Trebuie să notez, ai ceva să vă spun și eu. Să-mi zici când trebuie să mă car. Mai avem 5 minute. Sper că nu se aude pe postul de radio peste... Nu. La radio se aude muzica. Nu, doar pe internet se aude și... Nu, doar pe internet. Thank you.
strâmbi și acolo sunt toate cele. Și trebuie să mă și-o repaci. Să-mi amintesc ce-a plăcut. Am început și așa sunt și pregătiți. Bravo, bravo. Foarte bine. Rămâne în tine, mă cânta vineri, dar și m-am bucat să mă bucat imediat de foarte tu. Și încă se mai derulează în mintea mea, știi? Păi, e normal, nu știu. Foarte bine că s-o cânt la Sibiu, săptămâna viitoare. Ce ziceam, deci fac că am pus o studiul 7 de tot, deci din asta. Mare, mare. 3 ani de clasă. Când aveți timp să mai așa cum vă vedeți? Te duci tu acolo? Mă duc și eu la Iași, vin și la București. Schimbi. Greu. Ar fi greu dacă m-am fi pasionat de chestia asta, dar a, facem, nu, facem nu, realmente mă gândesc pur și simplu la aspectul practic, doar că a bătea drumul, știi, că mă duc sau ne-am uit în străzi în acolo. Nu, mă, că de multe ori din dificultăți nu de drum, dificultăți că vine cod caldă sau portocaliu și da, dar... se închid drumurile și trebuie să ajungi la concert. Foarte. Păi și ce faceți în străzi? La străni, ce faceți? Sunt prieteni din clubul 4x4, sunt pe câmpuri. Să începem să ne pregătim să căutăm un moment când mai putem fi la. Da, zic eu, dar poate să mai lași solo-ul de fiolă. Acum vine solo-ul de fiolă. Păi după aia, de asta și când să intru moment. Și eu? Hai că-i cântat. Și după asta, deci după solo-ul ăsta de violă, vine o chestie, o ciudățenie, știi, pentru un concert cu solist, cu vioara solistă. Deci vine un moment în care vioara solistă cântă cu surdina și este orchestrii nu. Mm-hmm. Și am auzit cu... E lung. Eu aș prece să fie fragmentele întregi. Să aibă un cap și o coadă. Asta are... Și vreau să mai las de-n celelalte. Mie îmi place cum se termină, se termină așa, sol, diez. Și pe urmă, chestia e că toată muzica decurge una dintre alta, după ce ascultă da. Partea a doua, nu se poate să nu asculti partea a treia, fiindcă tocmai din tot calmul ăsta se naște energia pentru... La fără 10 le face un vis să ieșim. Fără 10, când ai încet la fără 10. Da, de ce? Păi, ca să mai apuc să mai dăm și de în restul. Uite, acum se termină. Încă un pic de tot. Da, un fragment din partea a doua a concertului de Aram Hachaturian, așa cum a fost el interpretat de Alexandru Tomescu și Orchestra Națională Radio, condusă de Tiberiu Soare, vineri, pe scena sălii radio. Alexandru îmi spunea că nu-i place că dăm fragmente, îmi pare rău că trebuie să dăm fragmente, dar aș vrea să dăm cât mai multe muzici și să descoperim cât mai mult pe Alexandru Tomescu, violonistul pe care cred că îl cunoaște toată lumea. Reamintesc, suntem live la Radio România Muzical,
digital, live audio video pe site-ul Radio România Muzical și puteți intra în contact cu noi pe rețeaua Facebook, contul Radio România Muzical. Eu am pregătit acum un mini chestionar despre omul Alexandru Tomescu, pentru că știu că se vorbește mult despre muzician, dar mie mi se pare important să-l descoperim pe omul extraordinar care stă în spatele muzicianului. Eu recunosc că știu pe Alexandru de, cred, sunt 20 de ani. Am fost în aceeași serie la facultate. Ne-am terminat împreună facultatea în anul 2000, deci am început în 1995, deci ne știm de atunci. Chiar 20. Aproape 20 de ani, da? Așa că prima întrebare a chestionarului sună astfel. Cum s-ar descrie pe sine? În mai multe cuvinte, într-unul singur, cum într-un dorești? Roman. Cum dorești. Aș spune că sunt un om al extremelor, adică fie îmi place să fiu trup și suflet alături de o idee, alături de o chestiune în care cred, fie prefer să nu fiu deloc. Deci latura asta de a fi sau a nu fi, plus o anumită doză de naivitatea mea nativă, să spunem, de care încerc să nu o pierd, bineînțeles, dar încerc să o adaptez la realitățile zilei de astăzi. Da. Pentru că suntem amândoi în zodiacul chinezesc Dragon de Foc, te întreb, ci se pare că te reprezintă în vreun fel un Dragon de Foc? Da, în vedere că în zodiacul european sunt în zodia Fecioară, eu zic că se contrabalansează numai bine. Da. Altă întrebare. Care sunt cele mai importante elemente care te-au făcut să fii omul de astăzi? Cele mai importante? Păi, absolut totul este important. Nu există ceva neimportant în viața cuiva. Hai să menționăm trei, poftim. Mi-ar fi greu să... Totuși. Să le... Nu trage cu ochiul la întrebările. Dar nu vreau să recitesc întrebarea. Deci cele mai importante elemente care m-au adus. Păi, în primul rând, omul care sunt astăzi este o persoană în devenire, la fel ca și artistul, deci într-o continuă formare. Categoric, pentru mine a fi om și a fi muzician nu sunt două lucruri distincte, deci nu sunt borcane separate. În mine și eu sunt pur și simplu un muzician, nu mă văd neapărat așa Dr. Jekyll și Mr. Hyde, ci mă gândesc la muzică chiar și atunci când nu studiez la vioară, chiar și nu, atunci când nu cânt un concert. Deci chiar spuneam mai devreme că chiar acum la 4-5 zile după concert încă se derulează în mintea mea fragmente din Haciaturian și vor rămâne acolo cu timpul. Deci, categoric, pentru mine, faptul de a fi un muzician, de a încerca să devin un artist în adevăratul sens al cuvântului, este un lucru care îmi formează și mi-a modelat viața încă de la bun început și o modelează și o va modela în continuare, mai important decât orice altceva. Da. Care sunt cele mai mari teme? Cele mai mari teme, da. Și zic că acum că ne apropiem de sărbătorirea a 20 de ani de la începerea conservatorului, de la absolvirea liceului, de fapt. Întotdeauna am fost conștient că timpul pe care îl avem la dispoziție este limitat. Sigur, atunci când ai 20 de ani, lucrul ăsta poate părea așa o glumă. Și noi, cei de 30 și... Aproape 40, da? Așa. Râdem cu superioritate. Zici că, uite, și copiii ăștia la 20 de ani se pare că nu au timp. Dar, indiferent de vârsta pe care o ai, este un timp limitat. Provocarea este că noi nu știm cât de limitat este. Și temerea, de fapt, dorința mea cea mai mare este să pot să-mi duc la bun sfârșit menirea aceasta pentru care eu sunt aici. Și anume aceea de a fi un artist, de a fi un muzician cât mai complet. Și sper, într-adevăr, să am tot timpul pentru a-mi duce la bun sfârșit toate proiectele. Și sunt proiecte destule cât pentru câteva vieți. Deci de asta... Am înțeles. De asta vine un moment în care îți dai seama că
numărul de stagiuni în care vei cânta nu este chiar nelimitat, niciodată nu este nelimitat și trebuie să faci niște alegeri. Uite, voi cânta compozitorul X și nu compozitorul Y. Vine un moment în care, într-adevăr, îți pui niște probleme din ce în ce mai serioase. Adică la modul din ce în ce mai serios. Ce îți place... Nu. Unde îți place să-ți petreci vacanțe? Aici e foarte simplu de răspuns, într-un singur cuvânt, acasă, fiindcă lumea de obicei vrea să petreacă vacanța în niște locuri exotice. Pentru mine locul cel mai exotic tinde să fie acasă, fiindcă ajung destul de rar pe acolo. Cât de rar, adică? Pentru asta e mai bine, ca să o evidență exactă a prezenței și absenței mele de acasă, e cel mai bine să întreb pe soția, că ea își poate spune cu precizie. Călătoresc foarte mult, într-adevăr, pentru concerte, pentru festivaluri, pentru masterclass-uri, pentru repetiții, pentru perioade de cantonament. Uite, deci chiar mă întrebați și mai devreme ce am făcut în 2013, mi-am completat între timp listă, dacă vrei să revii la întrebare, și am văzut că anul trecut am avut numai puțin de 3 sau chiar 4 perioade de cantonament, deci perioada în care, pur și simplu, am simțit nevoia să mă rup de tot ce înseamnă alergătura asta de București, ca să pot să lucrez. Deci lipsesc destul de mult timp de acasă, dar asta face parte din fișa postului de violonist concertist. Pe de altă parte, sigur, îmi place să... Deci îmi doresc foarte mult să fiu și acasă. Pe de altă parte, iubesc foarte mult natura și iubesc foarte mult România, adică nu visez la vacanțe în țări cât mai exotice, ci prefer să fiu acasă, în sensul de acasă, în România. Și place foarte mult natura, deci îmi place să fiu mai degrabă la munte. Ai putea să recomanzi un loc așa care ți se pare cu totul deosebit la munte, da, în România? Sunt o mulțime de locuri așa care-mi sunt dragi. Din păcate, în ultimii ani am ajuns din ce în ce mai rar la munte și, mă rog, de multe ori schimbările care s-au petrecut în munții în care mergeam eu nu au fost neapărat niște schimbări în bine, adică apare acest tăvălug al progresului care înseamnă că se toarnă asfalt pe drumuri, se asfaltează drumuri, se înalță hoteluri unde înainte erau cabane, deci este o schimbare de structură, aș spune, ceea ce înseamnă vacanțe și ce înseamnă timp liber, ce înseamnă relația cu natura. Și tot la fel, de aceea am această senzație acută că ceea ce trăim noi este limitat în timp, nu va ține o veșnicie și, pe de o parte, trebuie să începem să ne preocupăm să păstrăm ceea ce avem pentru cei care vor veni, fiindcă noi, nu cu noi se termină lumea, iar pe de altă parte, într-adevăr, să trăim clipa care o avem cu adevărat, fiindcă după aceea rămânem cu regretul. Zona asta, zona care mi-e foarte dragă, în care am tot mers în studenție și în liceu, era Bucegiul, platoul de acolo, și care s-a metamorfozat dramatic în ultimul perioadă. Da. Evident, ai puțin timp liber, dar totuși mă gândesc dacă ai timp de niște hobby-uri sau ai hobby-uri. Cum îți place să-ți petrești timpul liber? Îmi place să gătesc în ultima vreme de un an și ceva. Nu, da, întotdeauna am gătit, na, de când am plecat de acasă, deci de la 19 ani, într-un fel sau altul, la un nivel sau altul, am gătit. Na, am pornit de la supe la plic, la care adăugam apă și porneam focul sub bibric. Și am ajuns să fac tapenat, paste din astea de măsline, să fac eu propriul meu hummus, în care experimentez cu diverse alte ingrediente. Mă rog, de un an și jumătate aproape sunt trecut în tabăra veganilor, spre surpriza și oroarea multor conaționali. Mă simt foarte bine și îmi face foarte mult bine această alegere și vreau să inventez lucruri noi. Știu cum este o continuă descoperire asta cu gătitul. Dacă aș avea, într-adevăr, foarte mult timp liber la dispoziție, în mod constant, mi-aș dori să pot să continui
studiul limbii chineze, pe care deja l-am început două veri la rând, dar odată ce s-a terminat vara și relativa perioadă de liniște de atunci, n-am mai putut continua, fiindcă întotdeauna am fost atras de ceea ce înseamnă Asia, ce înseamnă cultura asiatică, ceea ce înseamnă limbile asiatice și, evident, absolut tot ceea ce se mișcă în Asia se raportează într-un fel sau altul la China. Și de foarte mulți ani, de cel puțin 10 ani, deci cu mult înainte ca China să se fi ridicat, eu eram conștient că într-o bună zi i-aș relua locul pe care l-a deținut în lume timp de secole de-a rândul. Deci China a fost realmente țara din mijlocul lumii o perioadă foarte importantă de timp. A pierdut acest loc relativ recent și acum se pregătește să și reocupe, mă rog, într-un mod sau altul. Și pentru mine, tocmai, studiul limbii chineze înseamnă o poartă deschisă spre înțelegerea felului lor de a gândi, înțelegerea sensibilităților și, într-o dată, totul începe să capete sens. Asta reprezintă pentru mine cea mai mare bucurie în a învăța o limbă străină. Într-o dată, niște sunete care nu însemnau nimic, încep să capete sens. Deci încep să vezi lucruri, încep să înțelegi lucruri acolo unde înainte nu era totul opac. Da. Cred că la fel se întâmplă și atunci când ascultăm Bach. Eu vreau să vă propun Bach cu Alexandru Tomescu în minutele următoare. Și ce Bach e ales? Ce Bach este? Din Fonoteca de Aur. Serios? Și ce, asta e un live sau asta se zice de când e? 2008, 30-a 2008, cât e un concert, e cea de data aceasta precis așa. Uh-huh. Adagio și fugă. Curios. De ce? Eram curios când am cântat eu la radio. Cu 30-a, când e 2008. Da. Nu că la bis se cânt și fugă, se poate. Nu știu. Și am luat și eu ce era din Fonoteca de Aur cu tine, zic sincer, că a fost un criteriu de aia. De ce nu deschide la radio Fonoteca de platină? Fonoteca de diamant. Nu suntem atât de bogați. Banda asta are mai multe minute. Pe la minutul 4 se termină adagiu și ce fugă. Să tai fuga? Nu, vreau să dăm doar adagiu. Da, da, dacă intrăm în fugă, trebuie să o lăsăm. Bine, sper că nu. Că nu intrăm. Aici am ajuns. Aha, nu știu să vedem ce fac. Cât important e fanul de ce citești. Fără de viol, nu. Și avem suficient timp? Uite, deja și cu jumătate de ori. O să vedem. Da. Facem o serie, facem o telenovelă. O serie cu urmează. Dacă trebuie să răspund într-un cuvânt, da sau nu? Nu, mă interesează să... Adică am vrut să fac altceva decât să spunem același lucru pe care l-am mai spus până acum. Da, 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 da. Și atunci, la începutul intervenției noastre, am zis să discutăm despre ceva care ar fi interesant pentru mulți, știi, și să arate un alt chip al muzicianului clasic, să zic așa. Ce până muzicianul farfurie? Da, de ce nu? Dacă să gusti, să încerci dulciurile astea ro. Deci, mă rog, acum, pe scara asta, țăcănelii gastronomice, sigur, poți să fii vegetarian, mai mănânci încă ouă și lactate, devii vegan, le tai și pastă, și pe urmă încep niște niveluri mai rarefiate, raw vegan, deci unde nu mai prăjești, pierzi nimic, lași totul să fie așa cum e. Și pe urmă niște niveluri încă și mai ieși în care încep să te gândești, doamne, eu nu vreau. Ajungi ca ăla de a murit săracul că mânca numai mere, acum azi.
depinde. Poți ajunge cum a ajuns să mai mult în India. Auzi, fii atent că tu să fim atenți când se termină, că nu vreau să ajungem. Mai un pic. Un tip în India care de 40 de ani nu a mâncat nimic și nici nu a băut nimic. Și așa, nu vreau cum e posibil așa ceva. Ar trebui să fiți morți. Și l-au luat frumos, că se petrece în zilele noastre. L-au luat frumos, l-au dus la un spital la analize. L-au analizat, au văzut că era sănătos perfect. L-au ținut 2-3 zile în spital, s-au convins cu ochii lor că nu mănâncă și nu bea nimic. Și au declarat incompetența. Incompetența. Depinde, nu, nu. Este un om care a reușit să se conecteze la niște energie. Sigur că nu am ca scop să ajung să mai mănânc nimic, dar... Să ne pregătim că se încheie, da? Și vreau să întăiați... Acum. După asta. Da, aceasta a fost Adagio din sonata numărul 1 de Johann Sebastian Bach, o înregistrare din 2008 cu Alexandru Tomescu. Precizez, o înregistrare din Fonoteca de Aur a fost un criteriu de a alege muzicile din emisiunea pe care o ascultați astăzi. Așadar, Alexandru Tomescu, live la interviurile Radio România Muzical. Așteptăm mesajele dumneavoastră pe Facebook, comentariile, întrebările. Eu continui seria de întrebări pentru Alexandru Tomescu cu... întrebarea: cât de importantă este familia pentru el? Evident, foarte, foarte importantă. În primul rând, familia în care am fost crescut a fost cea care m-a educat în acest sens al muzicii, al iubirii pentru muzică. Mama mea a fost profesoara mea de vioară, tata e pianist, deci am crescut într-o familie în care muzica era prezentă zi de zi. Familia este în continuare foarte importantă pentru mine, dovadă și faptul că m-am căsătorit cu 2 ani de zile, da. Este foarte important pentru un artist să aibă și acel echilibru psihic, dincolo de munca fizică, munca la vioară, la pian, la ce cânte. Este important să ai și această coloană vertebrală, acest sprijin al celor foarte apropiați, care poate deveni esențial în momente mai grele. Și, într-adevăr, cred că sunt un om foarte, foarte norocos, având alături de mine întotdeauna necondiționat pe soția mea. Nu este o sarcină ușoară, cum spuneam mai devreme, mai mult sunt plecat de acasă, dar lucrul cel mai important este că ne iubim. Da, probabil că e un lucru esențial. De fapt, asta am vrut să și subliniez, că aspectele acestea sunt la fel de valabile în viața oricui, inclusiv a unui mare violonist, cum ești tu. Categoric. Altă întrebare. Ce citești? Tot felul de cărți. Sigur, am citit, într-o perioadă am citit aproape tot ce se produsese la noi și în Franța. Citit foarte multe din ce se traducese din literatura asiatică, scritori japonezi, scritori coreeni, scritori chinezi. În ultima vreme nu prea mai reușit să țin pasul cu ritmul apariților. M-am concentrat pe scritorii preferați. Haruki Murakami este unul dintre ei. Unul pe care chiar îl admir foarte mult pentru felul în care a știut să se țină discret, să se țină departe de toată această atenție media inevitabilă pentru oricine are un succes într-un domeniu care ar fi el în ziua de astăzi. Deci în ziua de astăzi, în secolul 21, Haruki Murakami nu poate fi găsit, nu a fost filmat vreodată. Există 2 sau 3 fotografii cu el pe internet și el a justificat aceasta prin faptul că este foarte important pentru meseria lui de scriitor să-și poată păstra discreția lui, anonimitatea lui, ca să-și poată exercita cum trebuie, să-și poată căuta materialele, subiectele lui de viitoare cărți. Și cred că una dintre cele mai adevărată dovadă de virtuozitate jurnalistică a fost un documentar de
o oră sau chiar mai bine de o oră despre Haruki Murakami, pe care l-am văzut pe internet, în care Haruki Murakami nu apărea deloc. De la început până la sfârșit. Deci totul era indirect. Totul erau persoane care l-au cunoscut, au zis despre el, au mers prin locurile unde se desfășurau acțiunile romanelor sale, dar un documentar realmente, realmente captivant. Da, literatură japoneză, nu? Bun. Ce ai luat cu tine pe insulă pustie, dar în afară de viar? Obiecte, persoane, despre ce vorbim? Orice! Păi, nu știu. O vioară, este utilă pe o insulă. Nu. Într-un fel, dar dacă n-ar fi o vioară, aș putea să-mi cioplesc o vioară. Deci oricum să fie o vioară, nu? Da, cred că aș lua și pe soția mea, mai ales dacă e insulă pustie, trebuie să salvăm umanitatea, trebuie să populăm, să colonizăm insula respectivă. Și cred că aș lua poate și un bricea gălbețian. O bună alegere, nu? Da. Te-ai gândit să faci și altceva decât muzică vreodată? Mă gândesc foarte des, când eram foarte mic. Aș fi vrut să fac o mulțime de alte lucruri și, din fericire, în ziua de astăzi, sau din fericire sau din nefericire, în ziua de astăzi, un artist trebuie să facă o mulțime de alte lucruri care au mai mult sau mai puțin de a face cu profesia lui. Ca de exemplu? PR, marketing, organizări, tinerarii. Nu, asta. Asta ține de plăcerea mea de a comunica cu cei care sunt interesați. Înțeles, într-adevăr, artistul trebuie să fie un fel de reîntoarcere la artistul renascentist, care făcea o grămadă de lucruri. Și este din ce în ce mai interesant. De aceea, această aparentă criză de timp, cele 24 de ore, nu par a fi suficient. Dar, într-adevăr, deci pot să te asigur, dacă ar fi să nu fac muzică sau să nu existe muzică, aș face-o, aș redescoperi-o, aș reinventa-o într-un fel sau altul. Eu cred că muzica este cel mai evoluat limbaj de comunicare inventat vreodată de către oameni. Muzica și matematica sunt cele două limbaje absolut universale. Nu e nevoie să... Dacă trimiți o capsulă în spațiu cosmic, nu știu ce, galaxie, poți să trimiți foarte liniștit o sonată de Mozart, o simfonie de Beethoven. Nu trebuie să spui problema că stai că ei poate nu au dicționarul englez, român sau rus, chinez. Nu. Sunt niște lucruri care vorbesc de la sine. La fel, matematica m-a atras foarte, foarte mult și m-a atras până ce am și dat probă de analiză matematică la bacalaureat, dar dar acolo s-a oprit. Am înțeles. Cum arată o zi obișnuită din viața ta? Da, în ziua de astăzi lucrurile stau mai puțin artistic, în sensul că treptat a trebuit să renunț la acest obicei atât de drag mie de a începe ziua mai târziu, la ore formate din două cifre, ne considerăm zero ca fiind cifre, deci începând de la 10-11, mi se părea, cu mai mulți ani, mi se părea așa că este o chestiune de normalitate. E, ziua se pare că se tot scurtează, așa că în mod automat îmi încep și eu zilele tot mai devreme. În căutarea asta de liniște, de multe ori profit când revin în țară după câte o călătorie, să zicem, în Asia sau în America, profit de acel dereglaj de fus orar și îmi place foarte mult să mă trezesc la 4-5 dimineața și să mă bucur de acele momente magice de liniște. Momentele în care poți auzi încă în București păsări cântând dimineața, cântă mierele, poți să te concentrezi, poți să lucrezi, încă traficul încă nu s-a transformat în acel vacarm care te deranjează tot timpul. La un moment dat chiar aveam un proiect din ăsta să-mi schimb cu totul fusul orar, atâta vreme că stau aici în România, dar practic studiatul la vioară nu presupune încadrarea într-un program de birou de zi. Și mă gândeam ce frumos ar fi să studiezi la vioară noaptea și să dormi ziua. Am rămas la stadiul de proiect, încă mai lucrez la el.
Da, de obicei diminețile mă ocup de partea asta de comunicare. Încerc să răspund la mail cât pot de repede, încerc să răspund la interviuri la fel cât pot de repede și de eficient. Acum, în perioada de organizare a turneului Stradivarius 2014, încerc să mă implic și eu cât pot de mult, fiindcă este proiectul meu de suflet. Sigur, se află pe niște mii foarte bune. Quartz Media și Ioana Drăguliniescu au făcut întotdeauna o treabă excelentă. Deci, diminețile și până spre prânz, așa, sunt dedicate unor activități, să zicem, extra muzicale. După amiaza studiez, dacă am foarte mult de lucru, pot studia și până la 12-1 noaptea. Sunt perioada în care am repetiții cu quartetul și atunci studiem practic zi lumină, 7-8 ore pe zi. Sunt perioadele de cantonament în care așa trebuie să condensez într-un timp limitat o cantitate uriașă de muzică și atunci la fel e tot zi lumină. Singura piedică e cea rezistenței corpului, o rezistență fizică. De aceea încerc să includ cât pot de des, măcar atâta vreme cât sunt aici în București, fie mai alerg prin parc, fie merg să fac vreo 30 de bazine, tocmai pentru a putea să cânt în continuare așa cum îmi doresc. Sunt foarte multe aspecte de care un violonist care vrea să facă performanță trebuie să țină cont și forma fizică este unul dintre ele. Forma fizică, forma psihică, forma muzicală, totul trebuie să fie într-o deplină armonie, într-o ideală concordanță, pentru că acolo, pe scenă, să poți să dai totul. De asta ne și suim acolo. Da. Pe scenă a dat totul Alexandru Tomescu în anul 2002, când a înregistrat concertul de Glazunov alături de Orchestra Națională Radio, o înregistrare din Fonoteca de Aur Radio România. Cine dirige? Len Corteze. Americană, da. Să-ți dau un pic mai tare. Curios. Poți să ne dai un pic mai tare în studio, te rog? Azi deja aș câta altfel. Pătesc. Sunt Stradivarius de anul ăsta, o să te întreb, dar acum sunt pe curioasă în an avans. Da, încă n-am făcut un anunț oficial, așa că... E secret? O, da, prefer să anunț atunci când e când totul. Fii când anunțăm aici. La primul an, bine. Ok. Nu, pot doar să confirm că turneul merge mai departe, să va țină. Foarte minunat. Asta nu era vera asta din versiune, că nici nu se punea problema. Și alt timp, se aude. Dar se vi le arăt acum? Sau... Nu ar vrea să mai facem niște astăzi. Cred că suntem frumoși, dragă. Sigur că... Asta e principiul. Asta e cu un alt obiectiv. Și ideea a fost să se vadă subiectul perfect și fundalul... Da, e foarte bine, da. Interes. Dar tu ești desortată, tu sigur. Dragă, nu te-am să rămâne magică. Nu știu ceva mai... Mai rost. Thank you.
de mamă, că așa da. Da, tocmai. Ce trebuie. Domnul, în decembrie ne-aș putea cânta, cred că a fost acolo în concert. Deci poate chiar de dinainte. Da, cred că de dinainte. Aici trebuie o stradică, aici trebuie o stradică. Ne pregătim să desim un moment. Nu sunt persoane. Nu, cred că sunt muzicieni. Sunt oameni pur și simplu. Asta a fost și ideea. Concertul de Alexandru Glazunov cu Alexandru Tomescu și Orchestra Națională Radio, dirijată de Glenn Cortez, o înregistrare din 2002, iată, au trecut 12 ani și ne mărturisea aici în studio că astăzi ai cânta altfel la acest concert și că, ce bine ar fi fost să am un Stradivarius pe tema. Pe vremea aceea, da, totdeauna un Stradivarius este binevenit în mâna unui violonist. Da, cred că este o înregistrare chiar de dinainte că eu să fi fost angajat ca solist al orchestrei radio. Sigur că simt cumva altfel lucrurile, văd altfel muzica în ziua de astăzi. Și dacă dar nu mă înșel... Dar ce s-a schimbat, de fapt, percepția ta? Păi, dar percepția se schimbă de la o zi la alta, nu-i vorba? Da, cu atât mai mult de la un an la altul. Adică acum, când vei cânta Haciaturian în săptămâna viitoare la Sibiu, va fi un alt concert. Eu voi fi altul. Lucrurile evoluează. Tot timpul este o căutare aceea a perfecțiunii pe care noi, ca muritori, nu prea avem cum să o atingem, dar putem să ne apropiem cât se poate. Cât se poate de ea. De fapt, asta și încercam să decriptăm pentru ascultătorii noștri. Ce înseamnă, de fapt, evoluția aceasta către maturitate? Cum se schimbă un artist și modul cum gândește el de-a lungul anilor asupra aceleiași partituri, nu? Da, aparent sunt aceleași partituri, fiindcă de fiecare dată când abordezi o lucrare, chiar una pe care o știi, pe care ai mai cântat-o, este o piesă nouă. Mai încerci să aplici asupra ei viziunea pe care o ai atunci, în momentul respectiv, la care ai ajuns atunci, în momentul respectiv. Și, slavă Domnului, noi nu încetăm să evoluăm nici o clipă, nici la 80, nici la 105 ani. Mintea noastră continuă să evolueze și să meargă mai departe.
tocmai pentru mine, ca artist, asta este lucru care îmi place și mai mult, faptul că nu există o finalitate. Da, am ajuns la versiunea perfectă, asta este, am cântat-o, la revedere, numai că niciodată. Nu. Versiunea perfectă poate există în mintea ta, dar și asta ar însemna să fie o versiune din asta care e ca o fotografie, care e încremenită. Ori muzica este un lucru viu care trece odată cu tine și îl vezi în continuu altfel. Este practic un fel de ființă. Nu poți să o încorsetezi. Uite, aceasta este varianta definitivă. Nu există așa ceva. Dacă ar exista așa ceva, s-ar înregistra varianta definitivă și noi toți ceilalți interpreți nu am mai avea ce să cânta. Așa este, da. Dar de ce este interesant? E că fiecare are ceva de spus, ceva de spus al lui. De aceea este atât de subiectiv. Nu este ca la 100 de metri garduri, unde cine a alergat mai repede, cine a ajuns primul, a câștigat. Atunci este mai simplu. Dar o variantă care uneia poate să-i placă foarte mult, altuia nu-i spune absolut nimic. Deci totul este o chestiune de sincronizare și de acordare a sentimentelor, a sensibilității. Și de aia cred eu că muzica bună, cântată foarte bine, are această capacitate, acest dar de a deschide inimile oricui, indiferent de nivelul lui de pregătire, că e muzician, că nu e muzician, că a citit 1000 de cărți, că a citit o carte sau niciuna, muzica are această putere de a face din noi alți oameni, fie și pentru câteva momente. Da, mă gândesc, în timp ce vorbeai, chiar mă gândeam la sloganul nostru de aici din spate, muzică clasică pentru toți. Așa este, muzica clasică este pentru toți, așa cum spuneai și tu, nu? Pentru toți cei care au, sigur, se cer două urechi la modul ideal, dar și una singură e suficient. Da. Vorbeam despre Vioara Stradivarius și mă întrebam care este principalul beneficiu pe care îl simți prin faptul că ai această vioară pe care poți să cânti în acești ani. Visez la o Vioară Stradivarius încă de când eram mic, eram foarte mic. Sigur că nu-mi imaginam atunci că voi avea realmente o astfel de vioară în mână, cu atât mai puțin vioara maestrului Ion Voicu. Și de aceea, unul din proiectele mele, că m-a întrebat ce m-aș fi vrut să fac în afară de vioară, ar fi fost să devin lutier. Ar fi plăcut tare mult să lucrez cu lemnul. Dar am ales să fiu violonist. Deci o vioară Stradivarius, o vioară de un astfel de calibru, reprezintă un vis pentru orice violonist. Sigur, dacă nu înțelegi, deci dacă te aștepți că ea să facă în locul tău o mulțime de alte lucruri, visul se transformă în coșmar. Fiindcă relația cu Vioara Stradivarius nu este o relație facilă. Tocmai este o relație care cere timp și nu toți violoniștii se împacă bine cu aceste viori. Sigur că este o emoție cu totul aparte. În primul rând, să ai în mâini un astfel de obiect. Au fost câteva momente în care chiar am fost pe deplin conștient că în restul momentelor în concerte nu stau să mă gândesc că țin în mâini o bucată din patrimoniul umanității sau nu din puținele obiecte perfecte create. Dar asta și este, deci, un obiect de o frumusețe practic fără cusur. Știu că a trecut în ultimii 312 ani, a trecut prin multe, adică timpul și-a pus într-un fel la amprenta asupra viorii, dar frumusețea i-a rămas neștirbită. Cei care cunosc viorile Stradivarius sau au un adevărat șoc, o adevărată revelație când o văd, fiindcă te cucerește din prima, fie și doar și vizual. Și urmă, provocarea pentru mine a fost tocmai aceasta, de a scoate la iveală întreg potențialul sonor al viorii. Maestru Ion Voicu a cântat pe această vioară de-a lungul aproape întregii sale cariere. După moartea sa, cred că cel puțin 10 ani vioara a stat necântată și poate și în ultimii ani poate nu mai cânta la fel de mult, deci a avut o pauză relativ importantă și a fost o mulțime de reglaje de mare finețe, o mulțime de deschideri, o mulțime de paliere, de trepte pe care le-am urcat împreună. Și în ziua de astăzi, într-adevăr, ascultând o înregistrare, pot recunoaște realmente un sunet de Stradivarius. Este un privilegiu, este o onoare și mă ajută într-adevăr să devin mai bun, un violonist mai bun.
Știu, România, viola asta Stradivarius, fiind și unică, are un... are o aură legendară. Și provocarea pentru mine a fost să modific, să metamorfozez acest capital de legendă într-un capital muzical. Și cred că reușita turneilor Stradivarius arată acest lucru. Istoria turneilor Stradivarius e foarte simplă. Nu, în clipa în care am primit vioara, conștient de faptul că este o vioară care ne aparține nouă, fiecare, uite și ție, tuturor, niște particule microscopice, mai zic că ar fi frumos ca fiecare român să poată avea ocazia să o asculte măcar o dată, live, să aibă ocazia, deci nu obligație, măcar o dată. Așa că am plecat cu vioara prin țară și am parcurs zeci de mii, poate chiar sute de mii de kilometri prin România. Un exercițiu foarte, foarte util, mai ales pentru cei care trăiesc în marile orașe, gen București, Cluj, Iași. De multe ori ajuns să gândești că asta este realitatea. Nu, important este să vezi cum arată țara și în afara zidurilor orașului. Am cunoscut foarte mulți oameni, foarte mulți au fost entuziasmați, foarte mulți au venit pentru prima dată atrași de numele Stradivarius și mulți dintre ei au devenit fani ai muzicii clasice. Pentru mine acesta reprezintă succesul cel mai important. Da. Nu vom asculta vioara Stradivarius în continuare, însă îl vom asculta pe Alexandru Tomescu cântând alături de tatăl său în 2002 o celebră lucrare de Bela Bartok. E să intrați cu banda. Nu sunt dat deloc la barman, nu? Care Bartok? Am zis că... Da, asta a fost o înregistrare specială, le știu. Asta, nu, este, asta ce e. Ba da, asta chiar este. Asta este. Deci a zis că nu este adevărat, dar chiar este Stradivarius. Da, nu o să repar, vai. Asta o lăsăm integrală, o să repar eu și pe omul o să punem banda, da? Uite, că asta durează 8 minute, așa că hai. Păi uite, că cum suntem în emisiunea în curând, așa că... Bine, și am început. După 2, 3, 5 ore de discuție ajungi la niște adevăruri filozofice, niște adevăruri esențiale. Și asta a fost interesant, nu? Da. Hai să ne mai vedem. Suc aproape, că e un fel și că nu. Tocmai ce acabeam început să atingem acea stare de... inspirație. Asta e zi-mă mai aici. Ea este foarte activă. Ține că tot timpul în altă. Reparăm, nu-i nicio problemă. Dar tu du-te ca să te și întorci. Cât mai avem din CD? Cât mai e? Da. Vreau să spun
Am ascultat a doua oară emisiunea cu Faller și m-a dat pe spate omul ăla, deci... Și pe mine. Nu știu, am mai ascultat emisiunile tale, dar așa o sinceritate din aia debordantă la el și așa o naturalețe în a se exprima, n-am auzit în viața mea. Se face pielea de găină, că știi că omul ăsta nu mai e de 7 ani. Zici ceva în microfon. Orice, tu vorbește, că păi, e așa. Te-am pus special emisiunea asta pentru că exact în perioada asta, de fapt, am tomat și așa, ăsta ne-am rămas însărcinată cu tine, știi, făcând emisiunile cu Fale. Doamne, asta, e, uite așa, da, îmi place. Nu uite aici, erai, v-am vrut să vă prind pe amândoi și prea, uite asta, spre exemplu, o șterge. Am vrut să se vadă și în fundal, știi? Păi o să facem cu fundal, direct. Și eu, că nu e greu. Mm-hmm. Deci găsim Thank you.
că ați recunoscut sonata opus 27, numărul 3, de Eugen Izai, dedicată lui George Enescu, parte de pe CD-ul Obsesii, semnat de Alexandru Tomescu. Vom reveni cu Bela Bartok mai târziu, dar eu mă bucur că într-un fel s-a întâmplat așa și în loc de Bartok am ascultat Izai, pentru că este un prilej de a deschide o discuție despre proiectele speciale pe care le-ai făcut și menționate de altfel turneele, dar care au avut și o componentă mai puțin obișnuită în România, aceea de caritate socială, de implicarea ta în viața cetății. Și cred că e un subiect care ție ți este foarte drag. Sau vreau să te întreb de ce ai simțit nevoia să asociezi turneelor tale și acest aspect. Fiindcă, în primul rând, fiindcă îmi pasă și fiindcă dori să pot ajuta după puterile mele pe cei aflați în nevoie. Și apoi fiindcă, sau în același timp, fiindcă întotdeauna am simțit, am știut că muzica are acest dar minunat de a deschide inimile oamenilor. Parcă după ce asculti o sonată de Izai, un concert de Beethoven, parcă devii un om mai bun. Nu, Beethoven spunea că muzica îi face pe oameni mai buni și am vrut să vedem la propriu cam cât de bun pot deveni oamenii după ce ascultă muzică. Și lucrul chiar a funcționat și cred că nu există într-adevăr o satisfacție mai mare decât aceea de a ști că ai putut să ajuți pe cineva, că ai putut să schimbi, fie și infinitezimal, în bine viața cuiva. Atunci, dintr-o dată, toate eforturile pe care le facem noi ca artiști încep să capete sens. Sunt activ într-o mulțime de direcții. Mai devreme sunt foarte legat de natură, așa că de multe ori am colaborat cu cei de la WWF, Wildlife Fund Romania, pe diverse acțiuni ecologice pe care le-au inițiat. Ei am mers de mai multe ori cu soția mea la diverse acțiuni astea de reîmpăturire, de plantat copaci, chiar dacă sunt pe deplin conștient că noi nu apucăm să plantăm cât taie ei, totuși acea picătură, acel milimetru merită făcut, fiindcă dacă nu îl facem, nu face nimeni altcineva. Mă doare inima de fiecare dată când văd cum dispare puțin câte puțin din vechiul oraș, din vechiul București, cum dispare puțin câte puțin identitatea noastră de aici, și de aceea este cât se poate de la fel de firesc pentru mine să ajut cu muzica pe care o cânt diverse organizații, diverse acțiuni. Am avut șansa să întâlnesc cu oameni extraordinari care lucrează realmente cu tot sufletul pentru noi toți ceilalți, nu? Pentru a păstra aceste repere ale istoriei. Și de asemenea m-am alăturat unor cauze sociale. Mai întâi pentru strângerea de fonduri pentru nevăzători, acțiunea mea de la acel concert ad hoc la stația de metro Piața Victoriei pentru Asociația Nevăzătorilor a fost, de fapt, pentru copii cu acuzici, pentru Asociația Inima Copiilor, care strânge bani pentru Spitalul Marie Curie. De 2 ani de zile sunt ambasador special al HHC Hope and Homes for Children în România, o organizație care și-a propus să ofere o viață mai bună copiilor care sunt în clipa de față instituționalizați, în sensul că și-au propus nici mai mult, nici mai puțin decât să închidă toate orfelinatele de tip vechi în România și copiii fie să aibă ocazia să întoarcă în familiile lor, care mulți dintre ei nu sunt de fapt orfani, pur și simplu familiile nu-și mai pot permite să-i întrețină, să-i crească, sau, în cazul care acest lucru nu e posibil, să fie crescuți în niște case de tip social. Lucrurile acestea se întâmplă, ei lucrează de mai bine de 10 ani în România, deja în județ sau chiar două din România au fost șterse de pe hartă orfelinatului, deci nu mai există astfel de unități. Și cu foarte multă muncă, foarte mult devotament, eu cred că deja în termen relativ scurt, adică în timpul vieților noastre,
am putea atinge acest obiectiv aparent irealizabil. Pe contul tău de Facebook am văzut și niște poze făcute în Coreea la Jocurile Paralimpice, unde ai însoțit copiii care au concurat. Ești de altfel ambasador al bunăvoinței, nu? Povestește-ne mai mult despre relația ta cu Coreea. Da. Sunt două lucruri separate, da. Am însoțit echipa de la Special Olympics Romania la Jocurile de iarnă, care s-au desfășurat în Coreea în primăvara anului trecut, cam în perioada asta, exact acum un an de zile. Am și dat un concert pentru Special Olympics aici la București, la Opera Națională, și cred că fără de el vom continua colaborarea și pe viitor. Sunt în același timp, am primit un titlu foarte onorant, așa, a fost foarte plăcut, surprins să primesc din partea ambasadorului Coreei la București o scrisoare de acreditare a mea semnată de ministrul afacerilor externe de la Seul, în care eram numit ambasador public al bunăvoinței pentru Republica Coreea de Sud. Este o distinție pe care i-au acordat-o cu maximă parcimonie. Am înțeles că în afară de mine mai sunt încă una sau maxim alte două persoane în toată lumea. Cred că, nu știu, faptul că vorbesc limba coreană binișoară și că sunt foarte atașat de această țară, de valorile ei, nu doar istorice și culturale, ci și gastronomice, muzicale, de toate felurile, a jucat un rol important. Și, practic, acest titlu de ambasador mi-a dat ocazia să continui munca pe care oricum o făceam de a populariza Coreea în România, la un nivel însă mult mai bun. O mulțime de proiecte aflate în derulare și, cum spuneam și la începutul emisiunii, îmi doresc doar să putem avea suficient timp ca să le ducem la îndeplinire pe toate. Da, un ambasador al Coreei, dar de asemenea al României, aș spune eu, un ambasador cultural, Alexandru Tomescu, de data aceasta în cele 6 dansuri românești de Bela Bartok. Cât mai este din banda asta? Mai este ceva. Nu, ca să știu să fac un calcul până la sfârșit. 5-6 minute. Cum o să începem să vorbim, o să-mi bași pe dedesubt chestia cu Primus, CD-ul ăla, 8204, da? Care are 4 minute 45 și pe care vom încheia. Îmi pare rău, dar să vorbim pe el, dar vreau să vorbim și despre Bartet, asta e, nu o să ne mai rămână timp, da? Mm-hmm. Aș vrea să zic tocmai și de tata, că n-am... Păi da, tocmai că vorbim tata, vorbim Bartet și intrăm la nouă fix, da, să fie muzicată, da. Ce zi asta? N-am ce să fac, asta este. Dar au avut cântat în tot felul de variante, inclusiv de mandolinistul Avia Vital, a publicat acum. Și ca ceaturi, nu tot un sfert de inspirație folclorică, are în ea o substanță din asta. Nu mai simte nevoia să redescopere lucrurile astea.
este cineva un mesaj privat. Nu știu, mă, nu știu, ia să vedem. Mai privat. Ia să vedem. Nu, tot ăla e. Care mi-a apărut aici, face reclamă. Îți fac eu sempă când să-mi bagi pe primul spăde de subsidiu ăla ultim, da? Mai de oriță spune. O să-ți fac eu semn când să-mi bagi spăde de sub ultima piesă. Ești un pic de muzică clasică, eu sunt mai flexibil de asta, ora fix, ora... Nu se poate. Nu? Suntem supuși același rigor ca și ceilalți și... Dar tocmai, suntem altfel. Păi nu se poate, toți suntem sub rigorile CNA. Că ce CNA pe sensul de dacă nu te vei emisiunea la ora... Nu, dar nu poți să faci așa... Și în plus că era alți colegi, nu știu, că după noi era emisiunea registrată, care e făcută pe spații ei. Pentru ce faci? Din respect și dragoste pentru muzică. Știi când asta vedea mama mea și când eram mic? Știi când era o lucrare, se vedea lucrare cu concertul XY, știi? Și nu capea să trebuie să intre cu vârfinde, știi? Și atunci... E bine, dar nu-i... Începea intra putomul ăla mare și se fila. Nu se filează. Genul ăsta de emisiuni n-am cum se fac. De asta zic, am optat să pun niște lucruri pe care nu le auzim mai des așa și... Și acum nu pot să mă lași finalul ăsta. Nu pot să mă lași finalul ăsta, care e două minute. Păi nu, asta o las integrat. Alexandru și Adrian Tomescu, o înregistrare din anul 2002. Mi-ai spus imediat, vreau să vorbesc și despre tata. Da, nu aș putea să nu amintesc pe tata meu, cel alături de care am cântat zeci sute de concerte, cel alături de care am câștigat Vera Stradivarius atunci în 2007. A fost un pianist extraordinar și sigur că încă îi simt lipsa. Pentru că tatăl tău nu mai este printre noi, trebuie să precizăm. Da, din 2009, da. Da, așa era este. În timpul unui turneu pe care îl făceai, nu? Da, pur și simplu, știi, se spune că Dumnezeu îi cheamă mai devreme la el pe cei pe care îi iubește în mod special. Tatăl meu, maestru Ștefan Gheorghiu, la fel, imediat la un an sau doi după aceea, toți niște oameni care au însemnat chiar foarte mult pentru mine și îmi place să cred, adică simt că ei sunt acolo, sunt martori la fiecare din concertele frumoase, adică muzica cumva ajunge până la ei. Da. Tot o poveste tristă a făcut ca tu să debutezi într-un Vartetul Ad Libitum,
Da, o poveste tragică, da. Adrian Berescu, la 41 de ani, a pierit într-un accident de motocicletă și Quartetul Ad Libitum, după 23 de ani de activitate neîntreruptă, imaginați-vă ce înseamnă asta, deci o echipă de 4 oameni, 4 muzicieni, 4 artiști, reușesc să-și acordeze sensibilitățile lor timp de aproape un sfert de secol și, într-o dată, capriciul acesta al vieții face că prin violonistul lor să dispară, tragic și subit. Și atunci, normal că m-am alăturat cu lor, știam că va fi un efort deosebit din partea tuturor, fiindcă Quartetul Ad Libitum are rezidența la Filarmonica din Iași. Și, practic, de atunci, din 2011, sunt prim violonist la ei, am învățat extrem de multă muzică, deci o muzică de o calitate uriașă. Ce învață un violonist solist? Incredibil de mult. În primul rând că se deschid porțile acestei grădini paradiziace interzise, care este muzica pentru quartet. Absolut toți marii compozitori au scris opusuri uriașe pentru quartet. Chiar spuneam mai devreme că acum am ajuns să abordăm primul meu mare quartet de Beethoven, opus 127. Și Beethoven, după ce a compus Sinfonia a IX, această ultimă expresie a simfonismului, a mai scris încă o serie de quartete unde merge încă mult mai departe. Mult mai departe. Și este pur și simplu o revelație. Sigur, poți să le asculți, dar pe mine niciodată nu m-a satisfăcut pe deplin aceasta, să stau pur și simplu să ascult o interpretare sau un concert. Am vrut să fiu parte activă. Și este un lucru absolut necesar, aș spune, pentru un solist să aibă această experiență a muzicii de cameră în sânge, fiindcă nu există partituri unde tu să fii separat, izolat, partituri ale tale ca solist cu orchestra. Totdeauna există un dialog, există o colaborare cu ei și în clipa în care tu ai această ureche deschisă către ceea ce fac ei, atunci acest lucru se simte. Plus că la quartet am învățat și am simțit ceea ce înseamnă să poți să te integrezi realmente 100% ca sunet. Am făcut 7 ani de trio cu pian și acolo, sigur, pianul este un instrument de cu totul altă factură, dar într-un quartet de coarde ai realmente șansa și senzația apropiere de perfecțiune. Acest felul în care cele 4 instrumente ajung să vibreze la oaltă este aproape de perfecțiune. Nu se întâmplă fiecare zi acest lucru. Da, uite, ne mai rămâne un singur minut din această emisiune. Dumneavoastră ascultați în fundal un fragment din Quartetul Opus 18, numărul 4 de Beethoven, cu Quartetul Ad Libitum, parte de pe albumul Primus, apărut în 2012. Pentru final, eu te-aș întreba și aș vrea să-mi răspunzi rapid. Cum te-ai rămas în România? Și de ce îți dorești să rămâi în România? Da, știu că nu e vorba că am rămas în România, ci am decis să trăiesc în România, fiindcă merită și fiindcă îmi place aici. Ce mai fi? Da, și vrea să închei citind un mesaj trimis pe Facebook de Sânziana Mircea. Alexandru Tomescu merită deplina noastră admirație și recunoștință atât pentru arta sa, cât și pentru modul în care sprijină tinerii muzicieni. Eu am avut privilegiul să cânt alături de el într-un concert caritabil și această întâlnire m-a marcat pentru toată viața. Îi doresc multă sănătate și împliniri lui, familiei sale și multe salutări mamei lui, doamna profesoară Mihaela Tomescu. Cu multă admirație pentru mare și generos muzician, Sânziana Mircea. Final aici, pentru interviul Radio România Muzical cu Alexandru Tomescu, le mulțumesc colegilor mei din regia tehnică de emisie, colegului meu Andrei Boroș, care mi-a asigurat prezența pe site-ul Radio România Muzical. Înregistrarea acestei emisiuni o puteți urmări pe site-ul Radio România Muzical și pe contul de YouTube al postului nostru de radio. Sunt Cristina Comandașu și vă mulțumesc pentru atenție. Scena europeană. Cred că e și frumos.
Hai să ne facem o poză ansamblu aici. Păi să fac și eu, să fac și eu. Bun găsit! Sunt Veronica Orhan. Dau, dacă vrei, nu știu cum vrei să dau... Facem un selfie, că și Barack Obama și făcea selfie. Așa, bine, bine.